Începând de lunea viitoare, 8 octombrie, cetățenii nu vor mai fi nevoiți să prezinte cazierul juridic la instituțiile statului, iar alte patru documente, poliția de asigurare medicală, certificatul medical, patenta de întreprinzător și certificatul privind de lipsa datoriilor la stat, pe suport de hârtie, vor fi anulate în timpul apropiat. Potrivit unui comunicat de presă venit de la guvern, acestea vor fi excluse pentru a economisi timpul oamenilor care nu vor mai trebui să facă drum între instituții, dar îi va scuti și de plățile achitate la obținerea actelor. Premierul Pavel Filip spunea că avem componentele necesare pentru a lucra online și toate condițiile pentru ca instituțiile statului să nu mai ofere certificate pe suport de hârtie. Astăzi toți folosim platforme electronice, dar în raport cu statul am rămas în perioada de afaceri din cetățeni poștași, a precizat prim-ministrul Filip. La această oră, cazierul contravențional nu mai este necesar la perfectarea permisului de conducere și la eliberarea plăcuților de înmatriculare a mașinilor.